Vă salut dragilor, bine ați venit pe canalul Clipe Croșetate, sunt în fața voastră cu păturica sau chiar pătura mea pentru un adult finalizată. Am aici un um, articol deosebit, foarte necesar în fiecare casă, avem nevoie de astfel de pături cu care să ne învelim atunci când citim o carte sau când lucrăm cu croșeta sau când privim un film sau când ne odihnim poate. Pentru o jumate de oră, da? Deci o putem lua cu noi în mașină, putem înveli copii, putem uh, să o luăm la picnicuri și așa mai departe. Deci o putem folosi în mai multe situații. A fost croșetată cu croșetă numărul 4. Am folosit aici firul de bază, este un acril moale și cantitatea lui este în jur de 600 grame. Într-o bobină de 200 grame erau 1200 metri. Deja aceste culori pe care le-am tot adăugat pe parcurs nu le-am calculat pentru că au fost niște cantități neînsemnate. Modelul pe care l-am folosit este prezentat pe canal, model 21. Îl găsiți cu foarte multe detalii, acolo lucrăm acest model pas cu pas. Vor reuși și începătorii 100% pentru că este un model destul de bine explicat pe canal și în același timp o să vă ajute să vă dezvoltați abilitățile în ale croșetatului. Veți căpăta îndemânare, veți ajunge să mânuiți croșeta mult mai bine după ce veți croșeta o astfel de păturică. Dimensiunile mele. Deci, la mine măsoară 1,16 m o latură. Fiind pătrată, vă dați seama că fiecare latură are aceeași dimensiuni, deci 1,16 m. Se poate face mai mare, se poate face mai mică. Se poate continua, deci mult, mult, mult mai mult și se poate face cu ea o cuvertură. Puteți folosi acest desen în mai multe variante. La fel, lucrând în miniatură două pătrate mai mici, le uniți și puteți face și ca adăugător la pătură sau cuvertură puteți face și niște perne. Da? Eu am atașat ciucuri și bordura pe care eu am folosit-o este una destul de simplă. Așa mi-a venit mie o combinație din câteva elemente. Deci mai întâi am făcut un rând din piciorușe duble, după care un rând din piciorușe în relief pe dos, apoi am mers un rând din piciorușe scurte și din vreme în vreme am făcut și picouri. Deci sunt elemente simple, dar iată combinate în modul ăsta, reprezintă o bordură super tare. Deci mie îmi place foarte mult. Am vrut să fie nu foarte cu multe volane, chestii, da? Pentru că consider că nu este potrivit aici. Am vrut ceva discret, dar în același timp să meargă în ton cu pătura și să o finalizeze frumos. Păi iată, cred eu că am un finisaj aici foarte reușit. Deci o puteți folosi și voi. Sau puteți adăuga altă bordură care vă place. Eu aici am combinat câteva culori, se pot combina și mai multe, se poate lucra monocromă. Deci orice, orice vă doriți voi și vă pare potrivit la acest articol, puteți adăuga, schimba, modifica. Eu vă invit chiar să croșetați această pătură, pentru că este una destul de groasă, ține de cald foarte bine. Avem și poziție minunată la ea, așa încât zic eu că este necesară în casa fiecăruia dintre noi. Vă invit să o croșetați, să vă bucurați apropiații și să rămâneți aproape să mai croșetăm câte ceva împreună. Pa, pa!